Bună tuturor! Bine ați venit sau ați revenit pe Ascult și Citesc! Eu sunt Loredana, este sâmbătă și a sosit momentul pentru un nou book haul. N-am cumpărat foarte multe cărți în ultimul timp, nici n-am primit atât de multe, însă am câteva pe care vreau să vi le arăt. Eu mi-am luat doar două, o să vă arăt imediat, pentru că este vorba despre noua colecție de la Litera, cu cărți clasice și mi se pare că arată super bine. Vreau să mai iau și alte volume atunci când o să apară. Deși le am în bibliotecă sub altă formă, la altă editură, mi s-au părut că arată super drăguți acestea așa. Este vorba despre Rațiune și simțire de Jane Austen și Casa veseliei de Edith Wharton. Știți că am eu o mică pasiune pentru cărțile clasice. Chiar dacă de multe ori n-apuc să le citesc, măcar îmi place să le am în bibliotecă, să știu că am acele cărți despre care toată lumea zice. Și mi se pare că arată super drăguț. Nu? Nu vi se pare? Mi-am comandat, să zic așa, de fapt m-am abonat la început de an, în ianuarie cândva, și au fost livrate de-abia la sfârșit, aproape prin 30 ianuarie. De atunci s-au făcut livrările, în fine. O să văd și care sunt următoarele și mi-aș dori să-mi iau mai departe, că acestea două, bine, pentru prima a fost 10 lei și a doua 40 ceva, gen, în fine, în total 50 de lei au fost ambele, dar următoarele știu că sunt mai scumpe, adică 40 de lei o carte, cred, nu știu, nu m-am uitat mai departe, dar mi-ar plăcea să am o colecție așa super drăguță cu cărți clasice în bibliotecă, așa că sper să mă țin mai departe și să cumpăr, pentru că la fel am făcut și cu cărțile cu Jules Verne, dacă țineți minte, mi le-am cumpărat pe primele două, am zis, vai, ce bine arată, o să le am așa în bibliotecă mai multe, nu mai știu de la ce erau, le găseam la chioșcul de ziare, eu le-am comandat și pe la online, că eu cu mersul la un chioșc de ziare, nu știu, suntem baba și mitraliera, nu ajung niciodată pe acolo, totul e online la mine, așa că sper că acum să mă țină și să apuc să-mi iau mai multe volume, nu, dacă nu toate, măcar câteva așa, vreo 10. Da, Rațiune și simțire și Casa veseliei. Mai departe, am primit eu o cărticică în decembrie și n-am apucat să vă arăt, de la Anuka Handmade, cea care mi-a făcut acei cercei în formă de carte, pe care i-am tot purtat eu prin vloguri și mi-a trimis un colețel super drăguț, m-a făcut chiar foarte fericită, cu lumânărele, cu iarăși niște produse făcute de ea, handmade, și această cărticică pe care n-am apucat să vă arăt și îți mulțumesc și aici, Ana, pentru că mi-ai trimis un colet atât de frumos în decembrie. Este vorba despre Oameni mari, de Maria Orban. Un posibil refren al generației 30+, scrie aici. Brașov, seară, o casă, o femeie în cadă. Mobi în boxe, calm, un bărbat intră în cadru, spune, nu mai pot. Foarte filmic descrierea asta, zici că citești un scenariu de film. Momentul zero rulează repetitiv în mintea Ruxandrei Radu, o profesoară de română de 36 de ani, moment care a șters cu buretele întregul viitor imaginat. În cele 24 de ore rămase până la semnarea actelor de divorț, naratoarea își analizează viața, traumele, alegerile, despărțirile și eșecurile neasumate și se luptă cu angoasele personale și cu fantomele trecutului, cu ideile preconcepute și cu percepțiile sociale moștenite. Cum mergi mai departe când totul pare pierdut? A, chiar scrie aici pe spate, romanul Mariei Orban începe ca un film. Da. Exact ce am simțit și eu din descrierea de pe spate. Ce am mai primit? Am mai primit de la BookZone Fata care și-a găsit vocea, de Abby Dare, cred? Dare? Da, Dare, cred că se pronunță mai corect. În fine, arată interesant coperta și îmi place titlul. În fiecare fată se ascunde o voce puternică care dă glas visurilor sale. Aduni este o adolescentă de 14 ani care trăiește într-un sat din Nigeria și visează la o educație care să-i permită să-și găsească vocea. O voce puternică și încrezătoare, care să răsune într-o lume ce crede prea puțin în potențialul tinerelor de pretutindeni. Viața lui Aduni, singura fiică a unui tată sărac, rămasă nu de mult fără mamă și promisă unui bărbat în vârstă pentru a-i fi a treia nevastă, valorează 4 capre, 2 saci cu orez, câteva găini de rasă și 5.000 de naira.
dar ea știe că este mult mai mult de atât și nu va fi redusă la tăcere. Adunii pornește într-o călătorie din satul ei până în cartierele bogate ale orașului Lagos. O călătorie care îi va schimba viața, iar dacă îi asculți povestea cu atenție, o va schimba și pe a ta. Fata care și-a găsit vocea. Și mai am doar 3 cărticele să vă arăt, toate 3 primite de la o prietenă. Avem așa, Frederick Bachman. Nu i-am reținut numele. Și în fiecare dimineață drumul spre casă e tot mai lung. La fel ca acest titlu pe care n-am putut să-l rețin până să vi-l arăt. Așadar, Frederick Bachman, și în fiecare dimineață drumul spre casă e tot mai lung. Eu am tot văzut-o, ce-i drept, în librărie. Cred că v-am și arătat-o la un moment dat într-un vlog din Book City. Mă tot uitam eu pe la ce cărți să mai cumpăr și evident că sunt momente în care mă atrag cărțile cât mai subțiri. Mai ales că Frederick Bachman îmi place din ce am citit până acum. Sigur, mai am încă 2 cărți necitite în bibliotecă, dar ambele sunt foarte groase. Din câte am văzut eu, e singura carte subțire pe care am văzut-o la acest autor și mă bucur că pot să încerc așa și o poveste foarte, foarte scurtă. Câte pagini are? Nu scrie. A, nu, stați, că aici la final este și din bunica, mi-a zis să spun că îi pare rău. Așadar, cred că are în jur de 83 de pagini. Așa că o să îmi prindă bine. Trecem acolo la numărul de pe Goodreads și așa stau foarte prost. Și poate o să mă ajute să-mi ating și eu reading challenge-ul de anul acesta. Dar hai să vedem despre ce e vorba, să nu ne avântăm așa fără să știm despre ce e vorba. Spune aici așa, ce e de făcut atunci când o minte sclipitoare, cum este cea a bunicului, decide să părăsească lumea asta înaintea trupului. Noah, nepotul de doar câțiva ani, care vrea să înțeleagă de ce creierul bunicului devine pe zi ce trece tot mai neîncăpător, pornește într-o călătorie în lumea interioară a celui pe care îl adoră. Iar ceea ce rezultă sunt mărturisiri copleșitoare, evocări pline de tandrețe și declarații de iubire care țin loc banalului rămas bun. Frederick Bachman. Și în fiecare dimineață drumul spre casă este tot mai lung. Doamne, că a trebuit să mă uit de 3 ori pe copertă să rețin numele. Atunci când o să o citesc, cu siguranță o să-mi fie mai ușor să-i rețin numele. Deși încă n-am făcut asta cu bunica, mi-a zis să-ți spun că-i pare rău. Nu știu dacă e așa sau bunica mi-a zis să-ți spun că-i... Bine. Mai departe. Mai avem aici Green Lights, Undă Verde, de Matthew McConaughey. Spune aici așa, de 50 de ani trăiesc viața ce mi-a fost dată, de 42 de ani încerc să înțeleg misterul, iar de 35 de ani țin jurnale cu indicii care mi-ar putea aduce revelația a ceea ce este ea. Sunt însemnări despre succese și eșecuri, despre bucurii și suferințe, despre lucruri care mă uimesc și lucruri care mă fac să râd cu gura până la urechi. Însemnări despre cum să fiu un om drept, cum să fiu mai puțin stresat, cum să mă distrez, cum să-i rănesc mai puțin pe ceilalți, cum să fiu eu însumi mai puțin rănit, cum să fiu un om bun, cum să am un sens în viață, cum să fiu mult mai mult eu însumi. Cartea este o scrisoare de dragoste, adresată vieții, spune el. Este și un ghid despre cum poți să prinzi mai multe unde verzi și cum să-ți dai seama că galbenul și roșul se transformă și ele, în cele din urmă, în verde. Planificat și intenționat. Mult succes! Da, Undă Verde, Green Lights, alegeți voi dacă vreți în română sau în engleză, Matthew McConaughey. Ultima carte este la fel primită de la aceeași prietenă, m-a răsfățat cu vreo 3 cărți luna aceasta. Este super drăguță, nu e de ficțiune, e pur și simplu o carte de floriografie. Uitați-vă cât de drăguț arată. Sincer, nu știam că există cuvântul floriografie, dar arată super bine. Limbajul secret al florilor, ghid ilustrat, de Jessica Ru. Trebuie să vă arăt cât de bine arată, că e cu ilustrații super drăguțe. Și cum mie îmi plac florile și în ultimii ani, mai mult de un an, am început să am și eu în casă tot felul de plante, s-ar putea să mă ajute și... Oricum îmi place să mai deschid așa din când în când. Eu nu știu numele de flori, vă spun sincer, atunci când, nu știu, merg într-o florărie să iau un buchet cu flori, habar n-am cum arată, în afară de, nu știu, garoafă, trandafir, lalea, zambilă, uite, mușețel, maxim, știu foarte puține flori, nu știu cum sunt. Liliac, da, sigur, mai știu câteva, dar astea basic, aș spune așa. În rest,
Da, sigur, și Floarea Soarelui, da, în fine. Dar v-ați prins, nu mă pricep neapărat la flori, în flori. La plantele de cameră, cât de cât le-am mai învățat, adică pe majoritatea le știu, măcar cele pe care le am eu în casă, le știu denumirile. Și asta e interesant, pentru că știu denumirile plantelor, de exemplu, dar nu știu florile în sine. Da. Bine, la modul, nu știu, aici denumiri simple de flori, uite, coada șoricelului, chiparos, busuioc și așa mai departe, albăstrea, sunt denumiri simple, ai putea să le reții mai simplu. Cele de apartament avem Dracaena Sololena și pe alea le rețin. Bine, asta l-am inventat. Nu. Dar pe alea le-am reținut pentru că m-a pasionat cumva și așa că am și această carte super drăguță de floriografie și îți mulțumesc mult, Maria, că mi-ai dăruit aceste cărticele. Acestea sunt ultimele cărți din biblioteca mea. Sunt câteva, dar oricum atât de prost am stat cu cititul încât clar nu țin pasul deloc. De vreo 3 ani, de fapt, nu mai țin pasul cu ce cumpăr și ce citesc. Ultima oară când mi s-a întâmplat să... Bine, aveam mult mai puține cărți decât ce vedeți aici în spate. Era începutul bibliotecii pe care îmi doream să o creez. A fost momentul în care am rămas, mai aveam, nu știu, 2 cărți necitite în bibliotecă și am zis, wow, trebuie să-mi cumpăr pentru că eu nu prea mai am ce să citesc. Pentru că chiar dacă ai 10, să zicem, necitite în bibliotecă, cum eu sunt un cititor care își alege cartea în funcție de stare, chiar dacă ai 10, știți cum e, fetelor, și la îmbrăcăminte e la fel, dacă n-ai chef să te îmbraci în hainele alea pe care le ai, că nu ți se pare ție că n-ai suficiente, la fel e și cu cărțile. Chiar dacă ai 10, 15, 20 necitite în bibliotecă, poate că nu se potrivesc în momentul respectiv și atunci zici, n-am ce citi. E clar, trebuie să mai cumpăr cărți. Așadar, acestea sunt ultimele noutăți din biblioteca mea. Nu sunt foarte multe, dar cred că sunt suficiente pentru că o să ajung greu la ele dacă o să continui în ritmul acesta de citit. Dar recunosc, mi-am cumpărat aceste 2 cărți, singurele pe care le-am cumpărat eu, de fapt. Le-am cumpărat pentru aspect, dar cred că nu sunt singurul cititor care face treaba asta. N-am de gând să le citesc, sincer, foarte curând. Oricum, mai am multe cărți clasice necitite în bibliotecă, dar îmi place din când în când să mai fac și treaba asta, să îmi cumpăr cărți pentru aspect. Ce să fac? Cititul și cumpăratul sunt 2 hobby-uri total diferite, trebuie să recunoaștem. Sunt curioasă ce cărți v-ați mai cumpărat voi sau ce cărți ați mai primit. Aștept ca de obicei să îmi spuneți aici în comentarii. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine, ne vedem data viitoare. Până atunci vă doresc să aveți spor la citit și lecturi pe gustul vostru. Vă pup de nu vă vedeți. Pa!